acest aloe ferox. Aloe ferox este diferența între aloe ferox și aloe vera. Cu toți am auzit de aloe vera, este o mutare. Aloe vera este un produs de cultură, pe când aloe ferox este un produs din cules din, cum să vă spun, din păduri. Este o aloe sălbatică care este de 3 ori mai puternică decât aloea de cultură. De cultură. Da? Are proprietăți antioxidante, lucrează și acționează foarte bine asupra tractului digestiv, conține enzime digestive de care stomacul are nevoie, știți că el întotdeauna este sărac în enzime digestive. Iar acest aloe ferox, pentru persoanele care doresc să mai piardă din kilograme, este ideal în combinație cu cafeaua verde și zeolitul.